O săptămână măcar a nesiguranței. Sau măcar câte o zi în care să vedem cât de înțelepți suntem în necesarul nostru permanent de siguranță și de certitudine. Nu știm ce se întâmplă, dorim să știm ce se va întâmpla. Privim în permanență în zare, încercând să anticipăm, să prezicem, ca și cum pașii noștri trebuie programați riguros. Deci, nevoia de siguranță. Și considerăm că asta ar fi înțelept. Și vine un om elănuaț cu viața lui în definitiv, pe care o scrie și în forma înțelepciunii nesiguranței. Și apoi vine un om cu totul special, Mihai Poparadu, care e pasionat de elănuaț și o traduce. Și desigur, familia și editura Herald, care fac un lucru grozav, vorbind despre ceea ce rămâne dincolo de ape și de timpuri și de vremuri, ceea ce dăinuie. Chestiunea asta cu nesiguranță și cu siguranță e simplă. Uitați-vă la barometru vieții dumneavoastră și vedeți câtă mentație, să-i spunem așa, câte reprezentări mentale, anticipative, predictive. Uitați-vă la câtă nevoie de certitudine, de înțelegere, de limpezime avem. Cât ne putem lăsa sau nu în voia celuilalt teritoriu, al necunoscutului, al faptului că acolo, în zona asta necunoscută, nu putem arunca lumină și că nici nu se cade să o facem. Dar pentru asta e necesar să vedem cine din noi, ce din noi se raportează cu îndrăjire la reperele sigure, la aceste mânere destinale de care ne ținem și pe care nu le putem lăsa. Desigur, sunt forme cumva copilărești de a ne raporta la lume. Nevoia omului modern, pozitivist, raționalist, de a controla și domina și stăpâni natura, se vede că nu pică bine. Nu pică bine nici celui care se ocupă cu astfel de, cum să zic, forme de a se raporta la lume, dar nu pică bine nici mediului, nici pământului. Și atunci, să poți să îți permiți să nu mai stăpânești, să poți să-ți permiți să te lași stăpânit de circumstanțe, adică să poți să practici forme de nesiguranță și de incertitudine. Ușor de spus, greu de făcut, că te tot întrebi, am plătit întreținerea, care e bugetul, ce fac, ce... Bun. Am nevoie de siguranță. Strângi bani, știi, furnica. Și apoi Ellen Watts ne propune o variantă greierească de a vedea lumea. Adică poți să rezidezi sau cât poți să fii rezident al momentului, al clipei și să realizezi că în fond nu poți să controlezi mare lucru și că nesiguranța și incertitudinea sunt condiții fundamentale ale vieții. Dacă poți să le constați, atunci asta înseamnă că ai un minim de fluiditate și că te poți lăsa într-o formă de flux. Creativitatea, tot ceea ce înseamnă vitalitate, nu pot fi întemeiate pe rigoarea defensivă a certitudinii și a siguranței.
Pentru că altfel, mai devreme sau mai târziu, oricum ne sare siguranța. Și dacă ne sare siguranța, se face întunericul totuși. Multora ne e frică de întuneric. Întunericul este o metaforă a unui spațiu în care nu știi ce se întâmplă, nu e sigur. Ori înțeleptul este cel care poate să vadă acolo unde alții nu văd, în întuneric. Și să vadă că în întuneric, respectiv, în nesiguranță și în incertitudine, nu este beznă, ci este ceva important. Este natura ființei noastre, a Universului, care presupune un ordin mai mare decât noi. Un fluviu în care noi suntem o picătură de apă și cu care avem de mers la vale, către ocean. Nu știm ce e oceanul, nu vedem fluviu. Și de aceea ne crispăm în amenajări și baraje pe râu, pe fluviu, care mai devreme sau mai târziu crapă. Și râul vieții merge mai departe cu o forță remarcabilă. Și atunci este înțelept să fim cerți, să nu avem dubii și să fim siguri. Sau este o formă nebunească de a ne substitui prin euul nostru limitat unui ordin mult mai mare, cu care avem o relație destul de proastă. Este ca și cum râul ne vrea răul, ne dă cu capul de bolovani. Oceanul în care ne vărsăm este de asemenea indezirabil și înseamnă moarte. Ne e frică de toate acestea pentru că ne e teamă de clipa de acum și suntem cumva aruncați în această clipă, fără repere. Toată cultura siguranței este o cultură a fricii. Iar cultura fricii este întemeiată pe o neliniște generată de imposibilitatea de a observa și de vedea mai bine ce suntem în definitiv. Ia, și Alan Watts, un om care și-a trăit viața liber, a fost deschis, n-a fost sigur pe nimic. Și iată că am ajuns în finalul filmului și am depășit cele 5-6 minute care Sorin Lucaș m-a rugat să mă încadrez. Așa că ia de aici siguranță, nici măcar să fiu sigur să fac un video de 6 minute n-am reușit. Despre asta e vorba și în viață. Așa că înțelepciune bună a nesiguranței.